Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Vă propun în minutele următoare să descoperim care sunt drepturile consumatorului de servicii financiare. În viitor veți beneficia și voi de aceste drepturi. Iată cum se clasifică serviciile financiare. În servicii financiare bancare și respectiv servicii financiare nebancare. Să începem cu drepturile consumatorului de servicii financiare bancare. Iată un prim drept, dreptul de a alege modalitatea prin care dorește să ramburseze creditul, prin rate egale sau prin rate descrescătoare. Este un prim drept. Sper ca și voi să descoperiți și alte drepturi decât cele prezentate aici. Dreptul de a primi informațiile precontractuale pe un formular standardizat cu toate datele tehnice ale creditului, ceea ce permite o comparare transparentă a ofertelor băncilor și alegerea celei mai avantajoase. Dreptul de a primi la terminarea contractului de credit gratuit, din oficiu, un document care să ateste faptul că au fost stinse toate obligațiile dintre părți sau care indică obligațiile contractuale neîndeplinite. Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai anumite comisioane, compensații sau costuri, iar voi trebuie să le cunoașteți. Contractele de credit trebuie să fie redactate în scris vizibil și ușor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 pe hârtie sau pe un alt suport durabil. Nu uitați! Sunt multe alte drepturi pe care trebuie să le știți. Iată și o aplicație ce necesită cunoașterea drepturilor consumatorului de servicii nebancare. După ce le căutați, vă propun să completați enunțurile selectând cuvintele potrivite din paranteză. Și nu uitați, instituția la care puteți reclama nerespectarea acestor drepturi este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. La revedere!